pentru anul universitar 2020-2021 nu există schimbări în ceea ce privește sectorul educațional, iar cel mai important aspect, vorbim de împrumuturile acordate de către guvernul britanic, care rămân în continuare disponibile pentru toți studenții europeni care accesează anul acesta, anul întâi de studiu, și cu garanția guvernului că vom avea aceste împrumuturi până la finalizarea studiilor. Mai mult de atât, împrumutul se aplică și celor care sunt interesați de un program de master, pot împrumuta de la guvernul britanic suma de 10.906 lire sterline pe an. Studenții europeni care vor accesa anul întâi de studiu a unui program de licență sau masterat pe teritoriul Regatului Unit vor trebui să aplice pentru un nou statut de imigrare. Aici facem referire la EU Settlement Status. Cei care vor accesa primul an vor trebui să aplice pentru pre-settled status, iar cei care se află deja pe teritoriul Regatului Unit de 5 ani în UK vor trebui să aplice pentru noul statut de imigrare, settled status.